Mezzosoprana Ruxandra Donosti și violonista Mihaela Martin sunt două dintre artistele care vor cânta în luna decembrie la Berlin. În perioada sărbătorilor de iarnă, Institutul Cultural Român din capitala Germaniei a programat 3 concerte extraordinare, cu mulți invitați speciali, așa cum mărturisește și referentul cultural Daniela Duca. Pe data de 10 decembrie, cel mai important eveniment muzical pe care îl avem în această iarnă, cu ocazia Zilei Naționale a României, vom organiza un concert în Sala Mare a Filarmonicii din Berlin. Ne vor participa 3 soliști români importanți, Ruxandra Donose, Mihaela Martin și Cristian Niculescu. Cred că reușim să atragem și un public german destul de numeros. Sunt deja câțiva vizitatori frecvenți care vin special pentru concertele noastre. Sigur că în cazul celui de la Filarmonică va fi un public mult mai numeros decât de obicei, pentru că e în sala mare pot fi chiar peste 2000 de vizitatori. În această seară, la sediul ICR Berlin, pianistul Mihail Abramovici va susține un recital format din colinde și dansuri românești de Bela Bartok, dar și studii de Chopin. Dacă putem păstra în această lume nebună încă această formulă ca oamenii să iasă din casă la ora 8 sau 7 seara și să vină într-o sală de concert și să asculte această relație care este foarte specială între cel puțin 5 lucruri, dacă nu mă înșel. Locul, adică lăcașul, sala, numărul 2, interpretul, numărul 3, instrumentul, numărul 4, publicul și pe al 5-lea, uite că l-am uitat. Muzica! Muzica, într-un fel, este lucrul cel mai important și, până la urmă, țelul este a face un concert frumos, de a respecta și reprezenta partiturile de care ne ocupăm.